Părinte, din adâncul veacurilor, unde s-a stâns lumina, de sub aceste stânci cenușii, unde ți s-au topit osemintele, din albăstrimile cerului, unde ți s-a urcat sufletul, auzi-ne glasul, tămăduiește-ne durerile, pune cuvânt pe lângă Mântuitorul pentru păcătuirile noastre și roagă-te pentru ziua de mâine a neamului tău. Ion Druță, 25 octombrie 1998. Măreț, evlavios și atotputernic, domnitor peste aceste spații imense de stânga și dreapta Nistrului, Badea Mior apare azi ca monumentul cel mai vital al societății noastre, pentru că aici, în temelia acestei lumânări de piatră, arde lumina Marii Adunări Naționale, erupția care a și dat naștere tânărului nostru stat Moldova suveran. Ștefan a fost sabia ce ne-a asigurat supraviețuirea în vremuri. Cantemir a fost cartea de căpătâi care ne-a scos în lume. Iar Badea Mior a fost sufletul acestui neam, înveșnecit în poemul testamentar. Ion Druță, 27 martie 2004. Conștiinței cetățenești o formează originea, seminție din care cobori, mediul din care ți-a fost dat să te ridici și să fii. Și dacă maică ne este Moldova cu dealurile, cu văile, cu pădurile sale, părintele ne este ciobanul cela de demult care a pătruns primul în taina verbului matern. Pentru că un popor înseamnă nu numai un anumit număr de oameni așezați pe un anumit pământ. Popor înseamnă o matcă spirituală comună, ce răspunde la un anumit șir de silabe, așezate cu maestrie și luminate cu Sfântul Har. Popor înseamnă o anumită vatră de lumină în care sufletul se regăsește pe sine și cel care ne-a rotunjit fața și ne-a cimentat firea, acela este Părintele, ori mai bine zis, Patriarhul nostru. Domnitori, regi, împărați, am avut destui. Cum au venit, așa și s-au dus, fără să lase vreo urmă. Pe când autorul Mioriței, odată apărut, rămâne pururea cu noi. Ion Druță.